Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Dragonix și astăzi vom continua seria noastră Survival cu Dragonix. Hai să dăm play să vedem ce facem de data asta. Bun, eu m-am adus tot din satul ăla și m-am pus în chest-uri și m-am dus să iau niște sand. Și după aia am lăsat așa. X-ray. Interesant. Bun. Deci am adus tot. Am amalgamat semințe și chestii importante. Și aici am pus niște sand. Bun. Eu vreau aici. Aici unde am stat acum. Nu e neoglas. Cred că vreau să fac niște wooden stairs. Eu așa zic că ar fi frumos. Bun. Una, două. Partea asta. 3, 4. Aș vrea să pun și așa. Arată foarte bine. Nu mai e mai maestuos. Ups. Asta nu e bun, că nu am pus așa cu colț. Bun, acum intrarea noastră e foarte, foarte, foarte frumoasă. Bun. Acum așteptăm un pic. Așteptăm foarte puțin ăsta. Și acum facem cum se face o glass panel-urile. Invers. Așa. Una, două, trei, patru. Cred că sunt prea multe, da? Nu știu. Să vedem. Una, două, trei, patru, cinci. Numai să nu sparg glass-ul. Asta e singura frică. Să pun una pe lângă sau chestii de genul. Să fiu foarte grijuliu. Bun, aici am pus. Să pun aici. Una, două. Una, două. După aceea punem și aici. Una, două. Una, două. Trei, patru, cinci. Șase, șapte, opt. Și aici la fel. Bun. Și acum, eu ziceam că mi-ajung. Ziceam că mi-ajung și nici mai întreb încă pe atâta. Uite, mai am aici astea două care sunt mari. Și trebuie să continui. Ok, am înțeles. Ia să vedem acum, cum ajungem acolo. Singura cale a mea este să fac un pic de parcur aici. Și pun aici. Așa. Ups! No more glass. Interesant. Mama mai întrebe foarte încă. Opa. Încă una mai întrebe să. Se pare că mai aveam. Cred că am făcut mai mult de un stack și mai aveam. Ok. Presupun. Una aici, una aici și una aici. Bun, mai avem de asta. Arată, mi se pare foarte, foarte frumoasă arată casa. Bun, ar trebui să facem ușa în curând. Să facem acoperișul și nivelul 2. Nu zic nivelul 2 să fie, uite aici. Aici fix zona asta de aici. Și partea asta e cu chestii și de aici încolo să fie așa, o scară cumva pe aici, stiuri sus. Și alta de sub asta, de jos. Mi se pare interesant așa. Bun, acum ce putem face? Se iau tot glasul ăsta și căulul cu adică de aici. Bun. Acum să-l pun în chest pentru că nu avem nevoie. De ce am gravel la mine? Gravelul nu ai nevoie niciodată de gravel. Bun. Așa, acum ce putem face? Ne gândim puțin. La. Nu vreau, nu am chef de la acum. Bun. Păi, cum am zis, vreau să fac aici. Numai pentru asta îmi trebuie lemn. Și noi... Iată ce idee mi-a venit mie. Eu aș putea folosi lemn de... nu știu. Am zis că lemnul ăsta vreau să-l fac ca să facem aici în design. Pentru o casă așa de mare pe exterior și etajul 2, nu, eu zic că trebuie să mai ne ducem să mai luăm lemn. Atunci, hai să ne ducem să luăm lemn.
aș fi vrut în episodul ăsta să punem portalul spre Nether, măcar să știu ceva. Duce-mă pădurița asta aici. Dropper! Hai să vedem. Că nu e o idee bună dacă dau fail la dropperul ăsta. Hop. Așa. Bun. Acum mergem aici. Și tăiem niște copaci. Tai copaci. Când o să am vreo două steacuri de len, mă rog, în total, nu mă refer de un anumit tip. Rain, go away. Când o să am două steacuri de len, o să revin. Bine, am revenit. S-a făcut noapte și acum trebuie să văd unde e drumul de... Pinky Sheep! Oh my god! I have two leads. Da, pentru că am găsit un undering trader. Iau asta cu mine. Thank you. Come to me. With me. Gata, am acum un pinky ship. Nu știu ce fac cu ea, dar ține noroc. Salut. Stai. Mai are? Unde a dispărut lead-ul? Stai. Nu trebuie să merg repede. N-am wheat, n-am și o bucățică de wheat. Ok, now, încet ușor mergem, hai prietenul, hai, mergem încet, de acasă la mine. Nu știu ce fac aici, dar mă mișc amel, măcar vii. Rip Pinky Sheep în comentarii. Very sad. Pe bune. Trebuie să facem mormântul Pinky Sheep. Aduce noroc. Dar nu mai aduce. Pentru că nu mai e. Gup. Mă duc acolo, că asta e elevator. Este lift. Lift. Merg cu liftul. Ups. Wow. Ok. Ninja! De când fac asta aici de... 2, 3 episoade, până acum niciodată nu a nins. Ce cute. Ok. Bun. Trebuie să-i facem mormântul lui Pinky și pune-i facem. Facem aici în față? E prea tare pentru Pinky. Aici e prea brut, nebun. Nu am idei, că acum... Când o să facem scară? Din păcate, Pinky și cum mai e. Rip, Pinky. Da, minunat. Bun, unde eram? Așa. Să dormim, am și uitat. Aoleu, ne ninge prin tavan. Așa, bună dimineața. Bun, acum să ne gândim ce facem, pentru că Pinky și nu mai este. Nu știu ce facem. Avem aici încă multă cărniță. O strâng cărnița, că am nevoie, pur și simplu. Bun. Pentru că avem 3 mere, o să-mi fac toate merele înceantate, o să-mi fac. Bun. Doamne, merit. Doamne, ferea Dumnezeu, mere înceantate. Dar nu pot să crafte mere înceantate. O să pun aici mere și o să fac golden apples. Minunat. 1, 2, 3. Mai am fix. Deci nu puteam să mai fac pe al 4-lea. Bun. Now, punem astea aici
Și, oh my god, avem 5 mere de aur. Bun. Prin Chișinău. Bun, hai să ne gândim ce putem face. Deci în episodul ăsta iar mai am făcut nimic. Și iar mai am un crafting table. Bun. Acum avem lemn. Folosesc tot ăsta. Deci tot ăsta îl folosesc pentru scări. Na. Scări. Și tu tot. Perfect. Folosesc tot pentru scări. Tot. Nu mă opresc deloc. Bun. Acum hai să ne gândim cum facem. Facem din partea asta, deci intrăm în casă și mergem aici și urcăm sus. Fix acolo. Sau mergem pe aici și urcăm aici sus. Na. Aici. Direct aici. Ar trebui de aici. Aici. Da, după aia. Deci am pus eu geam aici. Să facem. Nu mai am topor. Am uitat. Nu mai am topor. La Maren. Bun, facem acum un toporaș. Toporașul. Și facem. Facem asta. Ca să urcăm. Păc. Mai facem cu altă. Păc. Și urcăm. Mai este încă de... Aici sunt două blocuri diferențe și eu într-unul am ajuns sus. Bine. Una. Două. Așa. Una, două. Bun. Deci am ajuns sus aici. Bun. Păi arată, mi-mi place cum arată așa. Și partea cealaltă îmi place cum arată. Interesant. Dar nu-mi place că este că o nis în casă. Nu-mi place. De ce o nis numai 2 puncte? 3 puncte. 4 puncte. 5 puncte. 6 puncte. Eu acum eu... Da. Distrug zăpadă. Oh my gosh! Doamne, ferea, doamne! Please, fii cu minte. Nu mă duc, pentru că am încercat să... No! Am uitat să merg în față. Mai vreau. Așa, stai cum am aici. Bun. Bine că nu ne explodă casa. Ok. Deci acum am făcut asta. Și, mă rog, o să schimb podeaua. Deci, auci, asta o să fie făcut, eu zic. Cu oak. Nu, am o idee. Să fac toată asta de aici cu birch. Și sus să fac oak. Adică partea asta de aici. Eu zic că este mai interesant dacă fac o oak. Bun. Hai, nu facem multe, numai începem așa un pic, ca să avem o mică platformă aici. Uite așa. Mică platformă. Ducem așa două blocuri și gata. Foarte interesant. Bun. Păi avem o mică platformă de la etajul 2. Cred că, ia, dacă pun așa, pot să merg jos? Mai trebuie încă unul. Bun, înseamnă că trebuie. Hai să facem toată bucata asta. Iar nu mai am. Păi cam asta a fost episodul de astăzi. Uite aici mormântul lui Pinky și am pus acolo rămășițile ei. A fost o uită bună. Why? De ce au trebuit să moară? Facem o chestie. Aruncăm această lână. Pentru totdeauna. Păi cam asta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Bye.